O întreb, înainte de a face CV-ul, ați avut probleme în viață la poliție? Cum vă striga? Poate unii vă strigă Denise? De ce trebuie să pronunți eu Denise? Denis, nu știu, așa se pronunță numele meu. Denis. Păi da. Și știe milițianul ăla cum ați avut momente în care a zis, v-au strigat Denise? Când eram mică mă deranja că erau mulți care nu știau să-mi pronunțe corect numele, dar anii au trecut și acum oricum. Sunt suficient de personalitate ca să... Da. Spuneți-mi de ce în toate, cel puțin citeți despre dumneavoastră în presă, ca despre o vedetă de mondă. Că v-ați măritat, că nu v-ați măritat, că cu tare și nu vă întreabă nimeni cu ce vă ocupați. Păi cu ce se vede cu ce mă ocup și atunci vor să știe ce nu se vede. Și oamenii își doresc să afle informații despre viața mea personală. Nu știu ei că a existat cineva în viața mea care se află acum în fața mea și care îmi spunea mereu cu măritatul, cum facem cu măritatul. Un jurnalist trebuie să răspundă la telefon oricând. Cum stabileam? Noi la orice oră discutăm. La absolut orice oră, oricând, zi lumină. Corect? A, nu e. Trebuie. Aură, ia să facem o dezvăluire. Că vorbeam pe la 11:30 noapte și am zis că la ora asta de obicei vorbesc îndrăgostiții. Desigur. Îndrăgostiții de meserie. Da, fiecare cu dragostea lui. Am recunoscut. Denis Rifai, cu doi de F. Nu. Cum? Un singur F, Denis Rifai. Am voie să spun când sunteți născută? Normal. 26 septembrie 1985, zice moderat. Am luat de pe Wikipedia. Denis Rifai a absolvit Academia de Studii Economice din București și Facultatea de Limbi Străine, secția engleză, arabă. Aoleu, ce curtă sunteți! Moderatoarea emisiunii 40 de întrebări cu Denis Rifai. Azi nu, de aici te-ai trecut că ați lucrat la Realitatea TV vreme de 9 ani. Ați demisionat, știm cu toții cum ați demisionat. Ați fost prezentator la un post de radio. Acum sunteți la canal de... Vă fac o surpriză. Acesta e CV-ul. Am întrebat inteligența artificială. Așa. Aveți noastră union. Cum e? Nu, nu, nu. Ăla, nu știți, este un chat din ăla care... Și vă fac o surpriză. Am întrebat. Am zis așa. Trebuie să-i poruncești. Scriem un articol de presă despre Denis Rifai și i-am cerut și întrebări pentru dumneavoastră. Inteligența de ăla care... Pentru că e foarte interesant că întrebările, o să vedeți și prezentatoare, este ei, serverele caută, ăla din America, pe internet, ce e despre noastră. Și fac un articol, nu știu dacă e adevărat, câteva rânduri. Mai mult ca sigur că nu e adevărat. Deci, dacă eu scriam articolul ăsta, era Denis Rifai, jurnalistă cu pasiune pentru investigații? Da. Aole, zău? Ia uite-te ce bun sunt eu când am văzut asta. Uitați aici, ce-aș fi scris eu dacă copiam? Încă o dată, a zis inteligența artificială. Deci a adunat din tot internetul toate datele în câteva secunde, că așa scrie repede, un articol despre noastră, da? Eu... Așa, Denis Rifai, două puncte. Bun, bun jurnalist? Nu dumneavoastră. Inteligența. Jurnalista cu pasiune pentru investigații. Într-o lume în care informația este la doar un click distanță, bun, nu e așa? E bun? Apreciez, mă scăzi? Apreciez, da. Jurnalismul de investigații este mai important ca niciodată. El a scris, nu eu, da. Denis Rifai este una dintre jurnalistele din România care își dedică cariera, mă, cacofonia lui, pentru a scoate la iveală adevărul din spatele unor subiecte sensibile și de interes public. V-ați ocupat de investigații? Întotdeauna. Păi spune că ați făcut la un moment dat o investigație în legătură cu frauda academică? Cu frauda academică, da. Am făcut. Păi nu știam. Ea a fost premiată, cred că aici bate câmpi, pentru această investigație de Asociația Presiei Străine din România? Asta nu. Poate vă confundă, dar oricum, probabil că consideră că meritați. Deci, oricum, vă prezintă ca jurnalistă de investigație. Eu credeam că vă prezintă ca vedetă, nu-i așa? E interesant. Ce părere aveți? Poate să ia înainte de a intra. Am citit, deci, i-am comandat să-mi scriu un articol. Aveți încredere în această inteligență artificială, după ce am văzut cum a scris, că ar putea să ne ia locul? Acesta este un subiect. Nu, e foarte important. Foarte important. Până într-un punct, cred că
Adică trebuie să acceptăm tot ce înseamnă nou, tot ce vine. Mă referem la presă, dacă nou. Poate să ne ia locul. Nu, cu siguranță nu. Păi eu la cei care scriu acum pe internet, cu la site-uri, ăsta putea să fie publicat. Știu, nu poate să ia locul lui Caragiale. Dar unuia care scrie pe internet astea... Tocmai, mai ales că sursa principală de informare fiind internetul, sunt atât de multe neadevăruri așezate în internet. Da. Adică ar fi ar fi mai degrabă un malaxor de fake news. Corect, bună observație, pentru că el ia numai după internet. Numai după internet. Ori în internet știm bine, internetul nefiind absolut deloc controlat, sunt... abundă în tot felul de informații, dintre cele mai neadevărate. Da, corect. E riscul să faci ca jurnalist, să verifici neapărat. Da. Din punctul acesta de vedere. Hai să vedem. Ați terminat Academia de Studii Economice. De ce nu sunteți prezentă și n-ați fost ca analist economic? Am mai discutat tema asta. Am fost prezentă ca analist economic, practic așa a început toată activitatea mea în presă și de aici și ascensiunea mea destul de rapidă, pentru că am fost între puținii jurnaliști de economic care aveau o bază în sensul acesta. Pe mine m-a ajutat mult facultatea în domeniul meu. Adică am intrat deja repede într-un domeniu foarte complicat. Eu toată viața mea am iubit politica și nu înțelegeam de ce guvernul, într-o redacție de știri, nu stă la economic, ci stă la politic, dat fiind faptul că în guvern, practic, ai toate instituțiile care țin de zona aceasta de economic. Ulterior am înțeles că vorbim de culoarea politică și că acolo trebuie să fie tratat. Dar pe mine, ca jurnalist, m-a ajutat foarte mult facultatea. Ce specializare ați făcut? Noi am făcut, la vremea aceea se numea SEL, Studii Economice cu Predare în Limbă Străină. Ulterior s-a transformat facultatea în Administrarea Afacerilor. Eu m-am specializat în Relații Financiare Internaționale. Oh, puteați să lucrezi la o multinațională. Desigur, da. Da. Ia să, cu ce problemă se confruntă analiștii, jurnaliștii pe economie în media? Adică la aia, la politică, la mondan, e ușor. Aici, care e problema? Nu reușești să convingi, ești prea de specialitate? La noi, ideea este să reușești, ca într-o terminologie curată, aproape de om, să-i transpui toate informațiile din zona aceasta care sunt destul de rigide, tehnice. E dificil să faci plăcut auzului informații din zona economică, pentru că sunt informații tehnice. Au românii cunoștințe de economie? Adică în ultima perioadă, da. În ce sens? În ultima perioadă sunt tot mai interesați de ce înseamnă un abecedar economic, ca să zic așa. Sunt și foarte multe acum emisiuni, atât în online cât și pe TV, care vorbesc de chestiuni de educație financiară. Mie mi se pare că cel puțin generația nouă este destul de bine pusă la punct cu elemente ce țin de această zonă de economic.